Actuala putere este prinsă într-un nou scandal. Guvernul a pregătit debarcarea directorului agenției de știri Agerpress și nu s-au deranjat nici măcar să îl anunțe pe acesta. Omul, noucit, a aflat din presă că va pleca și reclamă o înțelegere nerespectată din partea liderului PSD. Nu am știut că voi fi înlocuit, nu am fost anunțat de nimeni, nici oficial, nici neoficial. L-am anunțat pe domnul Liviu Dragnea în data de 16 octombrie că voi demisiona de la conducerea agenției la începutul lunii decembrie. Am considerat că este corect să l anunț asta, eu fiind interimar la conducerea agenției din martie 2018. De ce în decembrie? Pentru că mi-am dorit să fiu în agenție de 1 decembrie, ziua națională, cea mai importantă din ultimii 100 de ani, după toată munca depusă pentru a sărbători într-adevăr centenarul Mariunirii prin proiectele Agerpres. Răspunsul domnului Dragnea la rugămintea mea a fost ok. Urmarea neașteptată și incorrectă a rugăminții mele și a răspunsului dânsului pe care l-am primit atunci, am aflat-o astăzi repet, din presă, a scris Alexandru Ion Giboi, fostul director Ager Press, pe Facebook. Mai mult, guvernul s-a mișcat rapid și a găsit deja și un înlocuitor, tocmai în ograda PSD. Executivul a propus-o pe Claudia Victoria Nicolae pentru funcția de director al Agenției Naționale de Presă. Claudia Nicolae a fost director general adjunct al Ager Press până în 2017, iar de atunci este consilier al ministrului de interne Carmen Dan. Pentru a prelua funcția, Claudia Nicolae trebuie să mai primească votul camera. Reunite ale Parlamentului.